la un nou vlog. Sper că mă auziți, că sunt pe drum. Am fost de la nu spre mate la grădiniță și acum am plecat acasă pe jos pentru că Cipri are ceva treabă și nu a putut să vină după mine. Vai, este așa de frig. Nu știu câte grade sunt, dar mi-a înghețat fața. Nici nu mai știu de când am mai mers atâta pe jos. Adică atâta. Am plecat de 10 minute în 5 minute de acasă cu mașina, în 2 minute suntem acolo, dar na, pe jos mai am un pic de mers. Și dacă tot am înghețat, am zis hai să-mi înghețe și mâna, să mai și filmez. Pe Matei l-am lăsat jucându-se. Cântă și dansează pe acolo, pe la grădi, și a telefonul, vorbește la el. Oh, e comic tare, e așa de încântat, Doamne. A zis și educatoarea că e foarte, e foarte expresiv și plus că dacă plânge un copil, el tot timpul trebuie să fie acolo, el e prezent să vadă ce se întâmplă. Și a zis că treaba asta crede că e pentru că nu are contact cu alți copii, nu e obișnuit, poate, nu știu, să vadă astfel de reacții. Și el tot timpul e prezent acolo să îi ia în brațe pe cei care plângă, e așa de drăgălaș. Mi-am pus cu foica în cap că nu mai pot de frig. Mi-a înghețat axilarul. Uitați ce soare îi. Mai avem un pic de zăpadă. Un pic, un pic. S-a topit și asta. Haideți să vă și arăt. Acolo stăm noi, unde-i turnul ăla de la biserică. Op, așa. Acolo stăm noi. Uitați ce frumos se vede. Pe aici. Asta este o vreme numai bună de mers pe munte. Să te dai cu Sania, nu știu dacă cu altceva. Mi-a înghețat mâna pe telefon. Să vedem, o scos vecinul găinile afară. Da, și acum sunt la trecerea de pietoni. Să vedem. Hai, nenea, treci, că eu aștept. Treci, nenea. Decât să mă risc, mai bine aștept un pic mai mult. Cam atât. Ajung și eu acum acasă. Mă duc să-mi fac o caheluță. Și să vedem dacă ajunge Cipri acasă până trebuie să luăm pe Matei de la grădini. Și dacă nu ajunge, plec eu pe jos. Bine. Ne auzim mai încolo. Thank you.
aici. Da, îi urmăresc pitiții ăștia să nu pice. Ce faceți, copilași? Mergem la căluți. Mergem să vedem căluțile. Da. Spune, Matei. Bianca? Tu și? Am ieșit și noi un pic din casă, că este foarte frumos afară. Și Matei, normal că încercă la garaj la tati. Închis, mă? Și am ieșit la o gură de aer proaspăt să... să se obosească copilul și să doarmă mai bine la prânz. Că ieri abia i-am culcat. Păi tine, te simți la somnul? Ce face Matei? Că e somn, da. Ce face Matei, mami? Matei, mai ai? Vrea la tuși în brațe. Matei vrea singure, nu vrea de mânuță. Și noi ne supunem lor. Biencuța, revezi-o și tu. Hai, mami, hai și tu acum aici, că-i bantă, hai. Nu vrea. Păi, vrei frumos în brațe. Frumos în brațe. Dar știi că ești grea? Nu? Ești foarte grea. Ia uite.
fericirea cu doi nepoței. Nu există fericire mai mare. Vă îngheța nasul bursuceilor. Mănuța. Matei, dă-o pupă la Bianca. Bianca, dă-o pupă la Bianca. Vai, pe frumoasii lui bunii. Nu vreau. Dă-o pupă de la bunii. Uite-mi.